necesar. Și de consilieri necesar pentru începerea ședinței. Este atins. Propun deschiderea ședinței. Primul punct ar fi aprobarea procesului verbal de la ședința trecută. Cine este pentru? Contra, împotrivă sau se abține? Ordinea de zi, primind dreptul ăsta de ordine de zi și ascultând discuțiile din comisie, sunt de părere că nu numai societățile să nu le discutăm astăzi, să le lăsăm pe o ședință ordinară care va fi în anul viitor, ca să nu mai afecteze impozitele pe anul ăsta. Noi dacă nu îi prindem până la 31 decembrie, domnul președinte, da, atunci nu, el, legea spune că exact cum se află la data de 31 decembrie a anului care se încheie. Respectiv, noi la momentul acesta trebuie să știm că cel mai probabil vom mai avea o ședință între sărbători ordinară, dar atunci vom avea de aprobat taxe și impozite, vom avea foarte multe aspecte. Eu am presat aparatul din primărie, comisia, ca să fac aceste documente, tocmai ca să descongestionăm situația de atunci. Eu propun domnilor consilieri să aprobăm ca ordine de zi numai primele 6 puncte din ordinea de zi. Cel privind mărirea impozitelor, nici n-au locul acum, în perioada asta, când dacă nu putem face daruri de Crăciun oamenilor, să nu le facem răutăți, să mărim impozitele. Deci, propun pe ordinea de zi, la numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UAT Oraș Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primar. Numărul 2. Proiectul de hotărâri privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren situat în Slănic Moldova în baza dreptului de preemțiune domnului Aradeiu. Inițiator, la fel, domnul primar. Numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren situat în orașul Slănic Moldova, strada Ștefan cel Mare, doamnei Scarlat Carmen Sanda, în baza dreptului de preemțiune. Punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren situat în Slănic, Moldova, strada Ștefan cel Mare, domnului Ungureanu Petrea, în baza dreptului de preemțiune. Punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui serviciu de consultanță și reprezentare juridică pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale a orașului Slănic Moldova la instanțele de judecată. Punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru economia circulară a beneficiarilor serviciului de salubrizare la nivelul orașului Slănic Moldova. Punctul 7, suplimentar, decontarea navetei cadrelor didactice în luna septembrie. Și ultimul punct, diverse. Nu, domnul președinte, asta este ordinea de zi care... Nu, dar nu fac să fie impuse. Nu. Dumneavoastră citiți toate celelalte puncte și cine vrea să le discute, ne întrebați, cine nu, și votăm. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitelor pe clădiri pentru imobilul situat în Slănic Moldova, strada Nicolae Bălcescu, numărul 7. Proprietatea SC Entertainment. Știu engleză, dar limba
de ședință în limba română. Plus, SRL Bacău, ca urmare a constatării tehnice de clădire neglijată. Neîngrijită. Neîngrijită. 8. Punctul de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobil situat în Slănic, Moldova, strada Nicolae Bălcescu, 46, proprietatea SC Fise Electrica Service, București, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitelor pe clădiri pe imobilul situat în Slănic, Moldova, strada Nicolae Bălcescu, proprietatea Regiei Naționale a Pădurilor, Ocolul Silvic, Târgu Ocna. Ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Slănic, Moldova, strada Mihai Eminescu, proprietatea SC Investica General SRL Bacău, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijită. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul teren intravilan situat în Slănic, Moldova, numărul cadastral 61, punct Biserica Ortodoxă, proprietatea SC Rom Trust și BAU SRL, ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit. Proiect de hotărâre privind impozitul pe clădiri pentru imobilul situat în Slănic, Moldova, strada Nicolae Bălcescu, numărul 4, proprietatea SC Rom Trust și BAU SRL Bacău, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitelor pe clădiri pentru imobilul situat în Slănic, Moldova, strada Mihai Eminescu, FN, proprietatea domnului Tudorie Ștefan, domiciliat în Galați, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitelor pe clădiri și teren pentru imobil situat în Slănic, Moldova, strada Nicolae Bălcescu, numărul 60, proprietatea domnului Ilinca Silviu Mircea, domiciliat în Mangalia, ca urmare a constatării tehnice a clădirii și teren neîngrijit. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Slănic, Moldova, strada Nicolae Bălcescu, zona Cascada, proprietatea domnului Chiribău Dumitru, domiciliat în Bacău, ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitelor pe clădiri pentru imobilul situat în Slănic, Moldova, strada Teilor, numărul 7, proprietatea doamnei Muraru Roza, domiciliată în Slănic, Moldova, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitelor pe clădiri pentru imobil situat în Slănic, Moldova, strada Cireșoaia 108, proprietatea domnului Păcurariu Dan Florin, domiciliat în Slănic, Moldova, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitelor pe clădire și teren pentru imobil situat în Slănic, Moldova, strada Aluniș, proprietatea lui Tudoreanu Ștefan, domiciliat în Slănic, Moldova, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijite. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Slănic, Moldova, strada Cireșoaia
numărul 91. Proprietatea moștenitorilor domnului Birtea Carol, ați Birtea Carol decedat, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire și teren neîngrijite. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Târgu Ocna, strada Cireșoaia 75. Nu, Slănic, Moldova. Deja v-ați mutat la Târgu Ocna. Imobilul Slănic, Moldova, strada Cireșoaia numărul 75. Proprietatea domnului Antoniu Ioan, domiciliat în Târgu Ocna, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijite. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Slănic, Moldova, strada Nicolae Bălcescu, numărul 98. Proprietatea domnilor Ignat Răzvan și Ignat Eugenie, domiciliați în Bacău, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Slănic, Moldova, strada Nicolae Bălcescu, 98, proprietatea domnului Ignat Popa Dorin, domiciliat în Târgu Ocna, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobil situat în Slănic, Moldova, strada Nicolae Bălcescu, numărul 59, proprietatea domnului Harapu Gheorghe Liviu, care trăiește în Olteniță, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită. Următorul punct 24, decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie. Următorul punct, 25 diverse. Aceasta este ordinea de zi. Dumneavoastră aveți la mape fotografii cu aceste clădiri. Dacă le amânăm pentru ședința ordinară, care va fi între sărbători, o să avem aceeași situație ca și astăzi, pentru că ele nu se vor modifica, dar o să avem o treabă în plus. Propunerea mea este ca măcar pentru, să le luăm punct cu punct și măcar pentru agenții economici să facem acest lucru, pentru că este important să îi notificăm inclusiv cu hotărârea de Consiliul Local în așa fel încât la 31 decembrie 2018 să îi prindă cu impozitul aferent gradului de prăjire. Să votăm ordinea de zi. Cine este? Cine este împotrivă? Cine se abține? La ordinea de zi. Deci unanimitate ordinea de zi, că n-am văzut. Da. Ordinea de zi fiind aprobată, trecem la punctul 1. Domnul primar, sunteți inițiator. Da, așa cum am spus și la comisie, este vorba de ajutorul pe care l-am primit de 1.478.000 de RON de la Guvernul României, ocazie cu care mulțumim pentru ajutorul acordat. Situația asta ne permite practic să deblocăm conturile și să putem gândi dezvoltarea localității noastre pe bugetul fără presiunea dată de executări silite și altele. Am discutat în comisie ce se va face cu acești bani. Practic vom plăti toate restanțele pe care le avem astăzi, atât la Curtea de Conturi, cât și la furnizori, cum ar fi pavelele din parc la Simetrica sau alți furnizori care nu am în perioada asta nu am reușit să-i achităm. Dacă sunt întrebări, eu în comisie am discutat aceste aspecte. În comisie s-a discutat, sunt întrebări. Dar, dacă nu sunt întrebări, comisiile și-au făcut o părere, ce aveți, da? Favorabil. Favorabil. Să trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Cine este împotrivă? Nu se abține nimeni. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii domnului... Hai,
Aradei Ioan. Domnul primar, sunteți inițiat. E vorba de un teren pentru balcon. Eu propun aprobare. Comisiile, ce părere au? Favorabil. 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 Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Nu. Proiect, punctul 3. Proiectul la numărul 3. În ordinea de zi, aprobarea unui teren doamnei Scarlat Carmen Sanda. Există vreo opinie? Nu. Comisiile? Favorabil. Favorabil. Pun la vot acest proiect. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Numărul 4. Aprobarea unui teren domnului Ungureanu Petrea. S-a discutat. Mai are cineva de adăugat ceva? Comisiile favorabile. S-o pun la vot proiectul de la numărul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nu. Proiectul de la numărul 5 privind aprobarea contractării unui serviciu de consultanță și reprezentare juridică pentru UAT Slănic Moldova. Sunt discuții? Comisiile? Favorabil. 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 Cine este pentru aprobarea punctului 5 de pe ordinea de zi? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru economia circulară a beneficiarilor serviciului de salubrizare la nivelul orașului Slănic Moldova. Domnul primar ne-a explicat ce înseamnă acest serviciu economiei circulare. Dacă mai sunt mai comentarii. La societăți, cum ați explicat. Este 30 de lei pe ton anul acesta și la anul este, nu, dar 80 de lei. Este comercial acest procent, cum va fi? Păi acest, noi, el, societățile comerciale vor se preia prin contract direct de la serviciul de salubritate gunoiul în metri cubi. Există o formulă de conversie de la metru cub la tonă și la sfârșitul lunii se aplică 30 de lei pe tonă, bani care societatea îi plătește și care ajung la fondul de mediu sau unde ajung banii ăștia. Respectiv, noi nu avem de ales. Spre exemplu, astăzi dacă ajunge mașina la 10 societăți și au făcut o mașină de gunoi, se duce la ONS și o cântărește la intrare. Când a cântărit acest gunoi, distribuie tona uniform la toți cei care au colectat în ziua respectivă, proporțional cu metrii cubi pe care i-a colectat. Și e foarte simplu. Asta este o formulă ușor de aplicat. Nu o să fie probleme. Problema este că la anul o să fie 80 de lei. Adică noi trebuie să luptăm să facem această colectare selectivă, să încercăm să... Mai rezist, am zis. Da, chiar astăzi este o ședință, din păcate eu n-am putut să merg, s-a obținut ca fiecare localitate să plătească pe tonă depozitată, respectiv, și Adis a înțeles și astăzi. Ceilalți, astăzi se discută, sper să se aprobe, noi am cerut expres să plătim exact pe tonă, nu pe paușal, cum ar veni. Mai avem multe probleme de pus la punct și pe partea asta. Acum vin containere. În bugetul acesta avem deja 1000 de containere de tomberoane din astea individuale pentru cetățeni și încercăm ușor să punem acest serviciu de salubrizare la punct în așa fel încât să facem o colectare selectivă cât mai bună. Dacă noi reducem tona de gunoi depozitat, implicit putem să ne încadrăm în cerințele legale. Anul acesta trebuie să reducem cu 20%. Respectiv, e o țintă destul de greu de atins, dar sperăm să ne încadrăm în ea. Situația pare ambiguă.
mai votăm acest punct sau lăsăm? Ambicul? Ambicul, adică... A, economia circulară? O lămurire. E foarte clar. Asta este că, la nivel de județ, probabil că vor mai fi multe. Deci atunci... Bun, dar noi vorbim acum de economie circulară. Da. Și noi am fost notificați... Și cei din ADIS care sunt în conducere să mai fi mai puțin loc. Mi-a văzut cu cât pleacă gazul. Ia seara a fost la televizor cu 25 de bani și noi îl plătim de... Bun. Noi... Așa și cu bunul ăsta. Până unde vrea să-l ridice ADIS-ul? Pentru că dacă stau să mă gândesc că depozitarea, adică groapa de ecologică a fost făcută cu bani europeni și mai departe acolo au un proces tehnologic care, să zicem, mărea cu 5 de bani. Și noi plătim cu 10 de lei. Să egaleze muncii păi, da. Cred că... Bun, ele sunt niște comisiile, ce? Vorbim la... Favorabil. Cine este pentru aprobare? Cine se abține? Cine se abține? Cine este împotrivă? Domnul. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitelor pentru imobilul din strada Nicolae Bălcescu, numărul 12, de la piață. Proprietar SC Entertainment plus SRL Bacău. Comisiile favorabile. Favorabile. Cine votează pentru numărul 6, 7, 8, 9, 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 proiect de hotărâre privind majorarea impozitelor pe clădiri pentru imobilul din strada Nicolae Bălcescu 46, proprietar SC Fise Electric. Comisiile? Favorabil. 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 Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Domnul Mătanu? Favorabil. Nu, favorabil. Electrica e statul stat. La punctul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru majorarea impozitului din strada Nicolae Bărcescu, proprietatea Regiei Naționale a Pădurilor. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Ei nu au autorizații pentru demolare, nu? Comisia a văzut. Nu, ei au contractat acum vreo 4 ani o firmă care să facă renovarea acolo. Au intrat, a scos tâmplării, au început treaba și au intrat în litigiu cu ea. Și litigiul nu s-a finalizat. Anul trecut nu i-am impozitat, i-am rugat, i-am notificat, anul acesta îi rugăm și prin această, măsură să încercăm să conștientizeze dumneavoastră. Lumea se plimbă toată ziua spre camping și înapoi. E o clădire care nu ne face cinste. Trecem la numărul 10. Proiectul de la numărul 10 este privind majorarea impozitului pentru terenul și imobilul situat în strada Mihai Eminescu, proprietate SC Investiga General. Nu, este vorba numai de teren, nu și imobil. De la ce teren e vorba? Majorarea impozitului pe teren pentru imobil. Imobil este teren. Terenul este și el imobil. Proprietarea e lângă Flora acolo. E Flora sau lângă Flora? Lângă. Dar lângă Flora, mai jos de Flora. Sunt poze. Acum. Da, dar nu am văzut ce-am poze. Deci este exact terenul, cum coborâți dumneavoastră scările pietonale, în stânga. Al lui Doraș și al lui... Lângă... Nu, ala e în față. E peste drum. În stânga. Bun, dar Doraș... Se învecinează cu... Nu. Nu, se învecinează cu Flora, despărțită de această alee de scări. Da, primul de lângă Flora este al lui Doraș Nu. Junior, cum nu?
Dacă vă spun eu că da, peste concurs, este vorba de investigare. Societate. Este vorba de investigare, nu știu cine e administrator sau asociat. Nu, SC Investica General SRL este proprietarul acestui SRL. Aici spune investigare, ăștia s-au ocupat cu investigații. Da. Da. Păi ăla, celălalt intră la persoane fizice, probabil. Avizul comisiei. Nu, celălalt ce spune... Favorabil. Favorabil. Trecem la vot. Cine este pentru, cine se abține, cine e împotrivă? Pentru sau? Pentru. Numărul 11. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului proprietatea... Pe teren. Nu mai știu, ca să nu greșesc, pentru proprietatea SC Rom Trust și BAU. S-a discutat la comisie. Asta întreb, dacă față de discuțiile purtate în comisie, mă rog, explicațiile mele privind litigie și așa mai departe, domnul consilier, doamne, lămurit, stau la dispoziție. Ați avut o pledoarie coerentă, frumoasă, să trecem la vot. Eu aș zice să nu blocăm investitorii, să-i lăsăm să dezvoltăm. Votați împotrivă, domnul Cotescu. Comisii de ce părere au? Favorabil. Să trecem la vot. Cine-i pentru? Cine se abține? Cine-i împotrivă? Se abține, domnul Mădeanu. Cine-i împotrivă? Cine-i împotrivă? Catana. Da. Catana-i împotrivă. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în strada Nicolae Bălcescu numărul 4, proprietatea SC Rom Trust în Bau. Rom Trust. Rom. Rom Trust în Bau. Discuția a fost. Nu să ne aveți la evaluare separate aceste clădiri? Sigur. Da? Că ar fi important să argumentați... Sunt pe roluri diferite, da? Dacă și... uitați în anexa... Bun. Și atunci nu o să impozităm clădirea care arată estetic bine, decât doar pe cea care... Bucărie, este da, e vorba doar de bucărie. Asta este la punctul numărul 12. Nu, dar ca să nu se creeze o confuzie, că noi impozităm... O confuzie s-a creat în momentul în care ați votat inclusiv data trecută. Era vorba de Nicolae Bălcescu numărul 4 și atât. Deși la cel de adresă sunt mai multe imobile, da? Pledoaria a fost bună, frumoasă, mai sunt alte argumente. Având în vedere, o secundă, vă rog, având în vedere că aceste clădiri, popicăria asta este destul de retrasă. Deci, poate ne mai gândim dacă o impozităm orba. Nu, nu este foarte vizibilă. Așa, dacă... Deci, crezi că și-au arătat intenția de a rezolva. Da, chiar vreau să spun că am luat un exemplu cu meșa aia și am văzut lângă școala numărul 1 din Zlănin Moldova că se pot, adică merge chestia asta cu meșa, lucru care e foarte urât. Ce-ar însemna tot Zlănicul ăsta să fie plin de meșe, să știi, de la vers. Adică din punctul meu de vedere, da, intenția se vede, dar asta nu înseamnă că de acum iertăm. Să trecem la vot. Unde vom? Haideți, domnule. Da, să trecem la vot. Poți să rămână, să mai discutim. Da, dar tocmai, să trecem la vot. Rotarul, lasă, rămâneți la vorbă. La punctul 12, terenul din strada Nicolae Băcescu, numărul 4. Nu, e vorba de clădiri, nu de teren. Popicărie. E vorba clădire. De clădire. De clădire, nu. Cine este pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitelor pe clădiri pentru imobilul situat în strada Mihai Eminescu, PN. Fără număr. Fără număr. Asta e de la... De persoană fizică. Din alții, doamne. Da. Așa. Știm, nu... Pe clădiri. Sunt mai multe clădiri. Nu, eu clădiri. Deja scrie.
domnului Tudorie Ștefan din Galați. Cine este? De care clădiri vorba, Flora? Sunt mai multe clădiri, scrie. Persoane fizice, să înțelegem. Nu, să vedem dacă e oraș. Comisia, despre care clădiri vorba? Vedem despre cine. Comisia, ce vă are a Galați? Vă arăt puțin. Nu, Nu vă bateți de la proiectul ordinii de zi. Suntem la punctul ăsta, domnul președinte. Apropo de Flora, să știți că eu achiziționat-o de la, cum zice, societatea de... Flora. Așa, deci fost punctul ăsta. La numărul 13. Pus pe Facebook și pe... Vânzarea la preț dublu. Atunci... Economie de piață. Domnul președinte, comisiile și-au exprimat părerea, avizul comisiilor la favorabil. Favorabil, cine este pentru, cine este împotrivă. De la punctul numărul 14. Cine se abține? De la numărul 14, aș avea o propunere până la sfârșit, până la numărul 23. Da. Se poate amâna pentru persoane fizice. Să le mai dăm un termen. Ne mai dăm un termen. Mai ales că unii sunt morți, unii sunt stăpatul de moarte. Stăpâiește acolo. Unde? Dumneavoastră dați aviz negativ sau aviz condiționat să-i mai notificăm? Condiționat, să-i mai notificăm. Să-i mai notificăm, în special cei cu terenul de pe Nicolae Băcea. Să se conceze, domnul viceprimar. Să consemneze în procesul de verbal această propunere, pe care să pun la vot cine este pentru amânarea acestei. Nu, le retragem. Le retragem ca să le putem, dacă sunt respinse. Bine, sunteți le retragem și noi îi mai notificăm până în aprilie, mai, cât propuneți dumneavoastră? Până să stabilești. Nu, până în martie. Până în martie. 31 martie. Respingem. Propun să le respingem. 31 martie. Puneți la vot. În aprilie, ca să nu mai pierdem. Propun... Nu respingem. Nu, sunt două propuneri. Sunt două propuneri. Propunere de a respinge aceste proiecte de hotărâre. Sau retrage. Cine pentru respingere? Deci, domnul Rafael Moral, a doua propunere este retragere după ordinea de zi pentru altă. Și le introducem altă dată. Altă dată. Cine este pentru retragere? Deci această propunere a îndeplinit majoritatea. Am ajuns la punctul de contare a navetei cadrelor didactice în luna septembrie. Comisiile și-au dat favorabil. Cine este pentru? Împotriva, abținerii. La punctul diverse. La urmă, după domnul Vasile, vreau să spun și ceva. Așa, declar ședința închisă. Păi stați un pic, că am cerut cuvântul. Conform legii 544, presa, fiind prezentă la ședință, are dreptul, pe ordinea de zi, să pună cel puțin o întrebare. Deci, când trebuie să anunți consilierii locali, când vom veni la Sfârnic, cel puțin eu, o să pun o întrebare pe ordinea de zi, că mi se pare firesc ca publicul nostru, neparticipând, nefilmând la comisii și normal, așa cum a solicitat, publicul va vedea doar că se votează și publicul ne întreabă. Deci am o mică problemă. Dacă din toate persoanele juridice pentru care și este corect ca aspectul neîngrijit să fie sancționat pentru până la 500%, vreau să întreb dacă între toți acești agenți economici, dacă mai există litigi cu UAT Slănic Moldova. Acceptați să mi se dea răspunsul în ședința următoare?
Domnul președinte, ca să fie legea, pregătit. Încălcați legea, este dreptul nostru de a... E dreptul, e dreptul de a întreba, dreptul de a răspunde, dacă vreți un răspuns. Păi, dar întrebarea era adresată domnului primar. Aici și ca fiind reprezentat. Domnul președinte, deci vă rog frumos să acordați domnului primar posibilitatea să-mi răspundă la întrebare. Bun, acum aș dori să fac un proces de memorie să văd câte litigii avem noi și în ce constau aceste litigii. Dar cu litigii. Romp Rust aveți un litigiu. Sunt două. Sunt două, sau chiar mai mult. Cred că avem... Considerați că este normal, având un litigiu, iar dânșii v-au cerut o autorizație de construcție. Puteți să le spuneți motivele pentru care n-ați eliberat această autorizație? Normal, le-am și spus, domnul Ungureanu. Motivele le-am spus. Respectiv, este vorba de dumneavoastră, dumneavoastră mi-a spus întrebare dacă mai am și alte litigii și vă răspund, da, păi și vă răspund că primăria Stănin Moldova nu generează litigii decât acolo unde este interesul primăriei. Spre exemplu, aleea de pietonală din dreptul păstrăvăriei, care unește practic sonda 2 cu izvorul 15, are doi proprietari privați, respectiv Perla Moldoveesa, respectiv Flora SRL. Noi nu putem să stăm pasivi. Am generat aceste litigii pentru ca să ne câștigăm dreptul nostru, să mergem pe o cale de acces proprietatea OAT. Al doilea, avem cazinou din Stănin Moldova, da? Care din punctul nostru de vedere, măcar sala de spectacole, trebuie să fie la primărie. Toate comunele au o sală de 100 de locuri, noi nu avem o sală de spectacole. Da? Bun. Alte litigii, dacă... Am înțeles, domn primar. Bun, dacă întrebarea se referă la Ron Trustenbau, răspunsul este foarte simplu. Pugul localității Stănin Moldova, care a fost, care pe baza căruia astăzi noi funcționăm, este pugul aprobat în 2001. Da? Așa. Ar trebui întrebarea puse fostei conducerea primei, dacă în 12 ani nu au fost în stare să facă un pug care să re-reglementeze anumite anomalii. La momentul acesta, legea nu permite, pentru că pugul este o lege locală pe care noi trebuie să o respectăm, nu permite construcții definitive în parcul central. Pentru că am înțeles, dânsii vor să amenajeze păi, acolo. Dumneavoastră ați înțeles că cercul acesta vicios nu l-am generat eu, el este generat în 2001, suntem în 2018, avem pugul scos la concurs. Dacă mai știți vreo firmă, cineva să vină să concureze, să semnăm contractul pentru un nou pug și ne propunem ca într-un pug nou să reglementăm altfel zona și centrală și periul. Amiabil, adică da, amiabil înseamnă să încălcăm legea, domnul Ungureanu. Amiabil. Nu există dacă e reglementat, dacă era altceva cu procent de ocupare a terenului, potul, cutul, toate celelalte, făcea un puz, se făcea un plan urbanistic zonal și se re-reglementa. Venea la Consiliul Local și aproba. Consiliul Local nu are competențe să modifice pugul localității. Respectiv, la momentul acesta suntem blocați până când nu vom aproba un nou pug, practic, din punctul meu de vedere. Poate că instanța stabilește altceva, dar noi trebuie să înțelegem acest demers. Nu este niciun fel de abuz, dimpotrivă. Eu am invitat proprietarii, am discutat, da? Au venit, le-am explicat, este dreptul dumnealor să genereze acest litigiu în instanță și instanța va stabili și noi ne vom supune. Nu suntem aici să facem vreun abuz sau să împiedicăm cumva dezvoltarea localității. Dimpotrivă, cum veți respecta dumneavoastră dispoziția instanței când ne spuneți că nu ne-a dat certificatul de urbanism pentru că pugul nu prevedea această posibilitate? Certificatul de urbanism a fost eliberat cu aviz de construire. Deci, el a fost eliberat. Este dreptul fiecare. Și spuneți că ați făcut-o legal în baza pugului. Eu vă răspund. La momentul acesta există o soluție care vă obligă să emiteți un nou certificat. Dar dacă este o să-l emitem. Și cum? În baza aceluiași pug la fel de nelegal ca și primul dat anunțat. Dacă ne obligă să emitem certificatul, este o situație. Dacă ne obligă să dăm autorizație de construire să facem strasă, este o altă situație. Eu nu am informații la momentul acesta despre
o hotărâre care ne obligă... Bun. Deci, domnul avocat, lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare la momentul acesta. Eu aș vrea să... Pe ședință am declarat-o închisă. Da. Bun, dacă doriți, eu din potrivă vă invit după ședință să discutăm în birou la mine această aspect.